Uite-te puțin în jurul tău, uite-te puțin la băieții ăștia. Ei sunt băieții tăi, măi, Alex, sunt băieții creați de tine. Ce simți? Sunt băieții susținuți de mine. Ok, pe care i-ai ajutat și le-ai oferit suport. Ce simți? Ce simți când îi vezi? Sunt foarte fericit. Sunt fericit și atât, mai mult de atât, ce să zic. Așa trebuie să faci în viață, să-ți ajuți aproapele. Nu știu, așa am fost învățat de mic și mă bucur că am reușit să realizez asta. Te așteptai să ajungă la nivelul ăsta? Știi că... Mai departe îmi doresc ca ei să facă fix același lucru. Și dacă o să aibă posibilitatea să ajute pe cineva, să nu ezite să facă treaba asta. Te iubesc. Ei, am înțeles că a rămas fără voce, nu? A rămas fără voce, da. A avut prea multe evenimente în ultima perioadă. Multe sesiuni de studio, trebuie să lanseze ceva în curând. Am muncit foarte, foarte mult. Sahara, 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 vino și adună suflet primăvara. Prinsă rotul se cămă, prin dune și nisipul crede-mă. Sahara, 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 vino și adună suflet primăvara. Prinsă rotul se cămă, prin dune și nisipul crede-mă. Ce mai face toamna asta? Concerte peste tot? Ce mai pregătești? O să avem o grămadă de evenimente. Noi am tot muncit, urmează să lansăm multe piese, fiecare câte 3-4 single-uri de lansat. Acum filmăm videoclipuri, muncim toți. Băieții, băieții, că de acum sunt bărbați, ce să mai băieții? Băieții mei? Da. Că sunt la grădiniță, da, sunt cu minte. Vreau să